și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea: Scrie! Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, că și faptele lor îi urmează. Amin. Am văzut data trecută primele roade ale mântuirii. I-am văzut pe cei 144.000 care reprezintă Israelul spiritual pe care Hristos i-a purtat în trupul lui la cruce. Și i-a adus înaintea Tatălui, în trupul lui, ca primele roade ale mântuirii. Pe toți cei răscumpărați. Ei sunt fără vină înaintea scaunului de Domnia lui Dumnezeu pentru că sunt în El. Și am creat această analogie cu sărbătoarea primelor roade, cu anul de îndurare și cu sărbătoarea strângerii roadelor. Asta e imaginea din acest capitol. Adică, la prima venire a Domnului Isus, am văzut sărbătoarea primelor roade, El a dus primele roade înaintea Tatălui, în trupul Lui, apoi urmează acest an de îndurare pe care l-a prevestit Domnul Isus, adică epoca asta a Harului, și apoi, la final, vom vedea că Fiul omului vine pe nori și strânge roadele. Și astea erau două sărbători din Vechiul Testament. Sărbătoarea primelor roade, cinzecimea, și apoi la finalul anului, așa cum îl înțelegeau evreii anul, da, în luna a 7 pentru ei, avea loc strângerea roadelor. Deci, în tot timpul acesta, se coc toate roadele de pe pământ, să spunem așa. După ce pământul este copt, vine secerișul. Și în această perioadă își fac glasul auzit acești trei îngeri, care, de fapt, reprezintă glasul bisericii. Ce face Biserica în toată această perioadă dintre prima și a doua venire a Domnului Isus? Vestește Evanghelia. Deci, cele trei mesaje ale celor trei îngeri de aici sunt, de fapt, mesajul Bisericii. Primul înger, vedem că predică Evanghelia și cheamă omenirea să se închine Creatorului, adevăratului Dumnezeu. Al doilea înger anticipează căderea Babilonului și al treilea înger avertizează omenirea că dacă se închină fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va suferi un chin veșnic. Exact asta e lucrarea bisericii în toată această perioadă. În acest an de îndurare. Până la culegerea roadelor, când Domnul Isus vine pe nor și se cere pământul. Până la a doua venire a Domnului Isus. Asta e lucrarea bisericii. Asta e mesajul bisericii. Și despre venirea Domnului Isus, despre venirea Fiului Omului pe nori ca să secere pământul și apoi să zdrobească struguri în teascul mânii lui Dumnezeu, vom vorbi data viitoare. Acum ne ocupăm strict de această perioadă, dintre sărbătoarea primelor roade și sărbătoarea strângerii roadelor, adică acest an de îndurare. Și vedem că, în primul rând, Biserica predică Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu. Adică prin această Evanghelie a fost și va fi mântuit orice om. Nu există altă cale de mântuire. Asta e vestea cea bună prin care sunt mântuiți toți oamenii. Fiecare om de pe pământ a fost mântuit doar prin credința în Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Unii au avut parte de mai puțină revelație, alții de mai multă. Cei dinaintea crucii, cei dinaintea primei venire a Domnului Isus, Evident, nu au știut, n-au avut revelația de plină, cum avem noi. N-au știut atâtea lucruri câte știm noi. Dar și ei s-au încrezut în Mesia care avea să vină, să ridice păcatul lumii. Aveau reprezentată jertfa lui prin diferite jertfe animale. Și aveau și prorociile din Vechiul Testament. Atât cât le-a fost dat să înțeleagă la vremea lor. Toți au fost mântuiți prin credința în Hristos chiar dacă nu aveau revelația de plină. Deci această Evanghelie e veșnică. Nimeni nu e mântuit într-un alt mod decât prin această Evanghelie, care are în centru ei jertfa Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dar această Evanghelie nu se rezumă doar la atât. Aici, de exemplu, vedem că accentul se pune pe închinare la adevăratul Dumnezeu. Dacă vei crede Evanghelia, te vei și pocăi. Credința mântuitoare e mereu însoțită de pocăință, de o întoarcere de la păcat și idolatrie, la supunere față de Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Cui te supui? Te supui fiarei, te supui lumii acestea sau te supui lui Dumnezeu? Cui te închin? În momentul în care ai venit la Dumnezeu, să te împași cu El prin Evanghelie, te și pocăiești. Renunți la mersul lumii acestea, Nu mai mergi după lumea asta, după Duhul lumii acestea. Nu te mai închin fiarei și icoanei ei. Nu poți să te închin fiare și în același timp să crezi Evanghelia. N-ai cum. Evanghelia te încheamă să te pocăiești. Să renunți la idolatrie, să renunți la orice formă de religie falsă, la orice gând fals, la orice gândire falsă despre Dumnezeu, la orice Dumnezeu fals. Și să te închin adevăratului Dumnezeu. Asta face primul înger. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. Și aici avem de-a face cu aceiași locuitori ai pământului pe care fiara îi păcălește în capitolul 13 să ia semnul fiarei. Pentru că nu sunt scriși în cartea vieții mierului. Ei aud Evanghelia, biserica le vestește Evanghelia. Dar ei aleg să asculte de fiară. Versetul 7, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, că ce a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, mare și izvoarele apelor. O aluzie la Dumnezeu ca și creator. Închinați-vă creatorului. Ceasul judecății lui Dumnezeu, despre care vorbește îngerul aici, a început la cruce. Crucea desparte lumea în două. Evanghelia aduce mântuirea, dar și judecata. Iar această judecată, bineînțeles, se manifestă de plin în iad, în iazul de foc. Dar judecata a început deja. Oricine nu crede în Hristos a și fost judecat. Ăsta e ceasul lui Dumnezeu. Toată această perioadă care va culmina în judecata eternă. Matei 24 cu 14 spunea Domnul Isus. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Atunci va veni sfârșitul. Observați, evanghelia slujește ca o mărturie pentru toți oamenii, pentru toate neamurile. Nu i-va mântui pe toți, nu asta e ideea. Va fi mărturie împotriva lor. Vor fi condamnați de ea. Nu vor putea spune n-am auzit. Nu, toate neamurile vor auzi Evanghelia. Prin predicarea bisericii. Și vor fi condamnați. Pentru că n-au crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și nu s-au păcăit de faptele lor rele. Evanghelia îi va condamna. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, spunea Domnul Isus despre El însuși. Oricine crede în El, adică în Fiul, nu este judecat. Când crezi în El? Acum, în această perioadă, când auzi Evanghelia. Dar cine nu crede, a și fost judecat. Când e judecat? Când auzi Evanghelia și nu o crezi. Pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care e judecat. Ai auzit Evanghelia, dar n-ai crezut-o. Și ai și fost judecat. Și această Evanghelie va fi o mărturie împotriva ta. Pentru că ai auzit-o și n-ai crezut-o. N-ai crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina. Și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Și au iubit mai mult faptele lor rele decât adevărul, decât lumina. N-au vrut să vină la lumină. N-au vrut să se pocăiască de faptele lor rele. Asta e ideea. Deci credința vine la pachet cu pocăința. Prin Evanghelie ești chemat să te pocăiești și să te închini adevăratului Dumnezeu, Creatorului. În duc și în adevăr, așa cum a cerut eu. Nu după mintea ta, după ideile tale. Statui, icoane, moaște și așa mai departe. Și însăși, credința în Evanghelie e un act de închinare, de supunere față de Creator. Tu când crezi Evanghelia, îl crezi pe Dumnezeu, îi dai dreptate lui Dumnezeu. Crezi mărturisirea pe care el a făcut-o despre fiul lui. Crezi că ești un păcătos și nu există altă cale de mântuire decât jertfa perfectă a Domnului Isus. Și te pocăiești. Te întorci de la idolatria ta, ieși din Babilonul spiritual, ești din orice religie falsă și te închini adevăratului Dumnezeu. Evanghelia te cheamă să te închini adevăratului Dumnezeu. Să renunți la idolatrie și la orice formă de religie falsă. Și la sclavia față de lumea asta și față de chipul veacului acesta, față de fiară și icoana ei. Să ieși din lume, din punct de vedere spiritual. Și să te închini numai lui Dumnezeu, Creatorul tău. Că doar El e vrednic de închinare. Orice formă de închinare falsă, eu ofensă la adresa lui. cea mai mare ofensă la adresa Creatorului. Fie că te închin la stat, fie că te închin la icoane, fie că te închin la sfântul nu știu care, orice formă de închinare falsă. Dacă nu e adresată Creatorului, e o ofensă la adresa lui. Iar prin Evanghelie ești chemat să te închin Creatorului. Îi dai dreptate, crezând mărturia lui despre fiul său și te închin lui așa cum a cerut-o el în duc și în adevăr. Versetul 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Chiar dacă avem o aluzie la această cetate și în capitolul 11. Aici, e pentru prima oară, menționat în mod direct numele cetății celei mari, Babilon. În Apocalipsa 11 cu 8 am citit despre cei doi martori că trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, adică piața Babilonului, ni se descoperă mai încolo, despre ce cetate mare e vorba, da? Trupurile lor vor zăcea în piața cetății Babilonului, cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. E un limbaj duhovnicesc. Domnul Isus a fost răstignit în cetatea spirituală a lumii acesteia, a fiarei, în Babilon. Asta e ideea. Și în aceeași cetate sunt omorâți și urmașii lui. Și nu e vorba de Ierusalim. Domnul Iisus n-a fost omorât în Ierusalim. Ierusalimul nu e numit cetatea cea mare în Scriptură. Și mai ales în Cartea Apocalipsă. E Babilonul, peste tot. Babilonul e numit cetatea cea mare. Da. Și observați cum cartea ni se revelează mereu progresiv de -aia e mai dificil să predici expozitiv din ea, verset cu verset. Pentru că ar trebui să o iei cumva de la sfârșit la început. Da? Dacă nu ești familiarizat cu cartea, o să ți se pare ciudat. Cine e cetatea cea mare? Cine e Babilonul? Nu o să înțelegi despre ce e vorba. Dar dacă citești mai departe, vei vedea în capitolul 16 încă o mențiune despre Babilon, apoi în capitolul 17 ni se descoperă cine e acest Babilon, această cetate mare, iar în capitolul 18 vom vedea judecata ei mi se revelează treptat. Și nu se insist acum pe ea, pe această cetate, vom vorbi mai mult despre asta la vremea potrivită. Acum menționez doar că Babilonul, cetatea cea mare, e cetatea spirituală a lumii acesteia. Adică a tuturor religiilor false și credințelor false și ideilor false despre Dumnezeu din lumea asta. E cetatea fiarei, cetatea lui Satan, care e în opoziție cu cetatea mielului nou în Ierusalim. Ambele sunt cetăți spirituale. Babilonia e o curvă, cu ea curvesc locuitorii pământului, cei nemântuiți, adică îl înșală pe adevăratul Dumnezeu, închinându-se la Dumnezei falși. Iar noul Ierusalim e mireasa curată a mielului. În această cetate intră doar cei scriși în cartea vieții mielului, după cum vom vedea în capitolul 21. Asta e cetatea cerească a tuturor credincioșilor, a locuitorilor cerului. Iar prin Evanghelie, biserica avertizează oamenii că cetatea spirituală a lumii acesteia va cădea în curând. Va fi nimicită de Dumnezeu. Ieșiți din Babilon, ieșiți din ea, veniți în cetatea lui Dumnezeu. Ieșiți din lume, veniți la Dumnezeu. Iar dacă în capitolul 13 vedem că cei care iau semnul fiarei nu sunt scriși în cartea vieții mielului, e evident că ei fac parte din Babilon. Și ni se revelează cumva, ni se dă un indiciu, încă de pe acum, despre rolul acestei cetăți spirituale. Care e rolul Babilonului? Ce face Babilonul? A adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. O altă traducere ar suna cam așa. A dat să bea din vinul pasiunii prea curviei lui tuturor națiunilor. Adică a făcut ca toate națiunile să preacurvească, să-L înșele pe Dumnezeu, creatorul lor. I-a amețit, din punct de vedere spiritual, pe toți cu vinul preacurviei ei. Asta face religia falsă. Te amețește. Te face ca un om beat. Nu mai poți judeca drept. Nu poți realiza. Bă, eu cui mă închin aici? Mă închin la pietre, la picturi, la icoane, mă închin la tradiție, mă închin la moaște, mă închin la șerpi, elefanți, la Dumnezei inventați de mintea mea. Cui mă închin aici? Nu mai realizezi, ești beat, ești amețit, nu mai poți judeca. Ești ca un om beat. Asta face religia falsă. Te amețește, te îmbată. Și ajungi să prea curvezi, să-l înșeli pe creatorul tău închinându-te la orice altceva, numai lui nu. Asta face religia falsă. Mai departe, versetul 9, al treilea înger. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Adică mânie pură, neamestecată, fără niciun gram de har. Mânie pură. Asta e ideea. Și va fi chinuită în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Observați că nu satana e cel care chinuie oamenii, ci mielul, Hristos. Satana va fi chinuit la fel ca și oamenii. După cum spune și Domnul Isus în Matei, capitolul 25. Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. De aceeași pedeapsă sau parte și oamenii necredincioși. Cu toții vor fi chinuiți de Hristos. Și fumul chinuilor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au o dignă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Și am vorbit data trecută ce înseamnă să ai semnul fiarei. Înseamnă să te identifici cu fiara. La fel cum cei care au pe frunte semnul lui Dumnezeu, numele Tatălui și numele Mielului, se identifică cu Dumnezeu și cu Mielul. Să fii călăuzit de fiară. Să umbli după chipul veacului acestuia. Să aparții fiarei, să fii sclavul fiarei. Asta înseamnă să ai semnul fiare. Iar acest mesaj a celui de-al treilea înger e tot mesajul bisericii. Asta face biserica în toată această perioadă. Le spune oamenilor să se pocăiască, dacă nu, vor merge într-un iad veșnic, într-un chin veșnic. Să renunțe la idolatria lor, să iasă din lume, să nu se supună chipului veacului acestuia, fiarei și icoanei ei. Să nu se identifice cu ea, să nu ia semnul ei. Să se întoarcă la Dumnezeu, la Creatorul lor. Altfel vor suferi un chin veșnic. Nu va fi o petrecere în iad, cum își imaginează unii, și fac tot felul de glume. Nu! Nu avem voie să glumim cu așa ceva. Va fi un chin conștient și veșnic. Dumnezeu vorbește aici despre un lucru foarte serios, e ceva foarte solemn. Nu glumim cu lucrurile astea. Cazanul cu zmoală și toate glumele alea. Nu glumim cu lucrul astea. Și da, limbajul lui Dumnezeu este unul metaforic. De obicei de asta se leagă cei care nu cred într-un iad veșnic. Și ăștia sunt adventiștii și marturii Jehova, de obicei. Dar prin acest limbaj simbolic, Dumnezeu ne transmite o realitate. La fel ca în toată cartea Apocalipsa. Adică nu avem de-a face cu desene animate. E vorba de ceva real. Și nu e vorba de anihilare. Nu ăsta e mesajul transmis, că vom fi anihilați, că vom dispărea din existență. Mesajul transmis e total opusul. E vorba de un chin conștient și veșnic. Focul și pucioasa sunt elemente preluate de Dumnezeu din lumea noastră ca să ne transmită un mesaj real al unei judecăți reale, chinuitoare și veșnice. Chiar dacă nu va fi un lac de foc real. Și ne vom uita cum sunt pârjoliți oamenii acolo, cum fac de obicei mișto adventiști. Ce ne perpelește Dumnezeu? Nu despre asta e vorba. Noi trebuie să înțelegem mesajul transmis, nu să facem miștouri. Și dacă astea sunt elementele alese de Dumnezeu ca să ne descrie acest schin pe limba noastră, realitatea din spate cred că e mult mai îngrozitoare. Dumnezeu vrea să ne descriu o imagine îngrozitoare. Să ne îngrozim. Nu să facem mișto. Și să aducem noi argumente. Eh, ne perpelește Dumnezeu. Ce Dumnezeu este? Nu! Mesajul e cât se poate de real. Nu ne jucăm cu așa ceva. Cine nu se pocăiește și nu se întoarce la Dumnezeu, va suferi mânia pură a lui Dumnezeu, o veșnicie. Mânia lui pură, neamestecată, fără un gram de hară în ea. Va suferi un chin conștient și veșnic. Pe noi nu ne interesează detaliile, păi ce trup vor avea, păi cum vor simți, păi doar nu vor fi perpeliți. Nu ne interesează pe noi lucrurile astea. Mesajul e foarte clar, Dumnezeu nu minte. Mesajul transmis e un mesaj al unui chin veșnic. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea, adică non-stop, fără oprire. N-au o dignă. Adică nu se oprește chinul lor, n-au o dignă. Cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Adică oricine s-a identificat cu fiara. Acest chin nu se mai termină, ăsta e mesajul, e un chin veșnic. Când o să vă treziți în acest chin veșnic, o să fie prea târziu să mai veniți voi cu argumentele voastre. Că, Doamne, nu era limba simbolic. Nu pe asta trebuie să ne concentrăm. Eu mă îndoiesc că cei care se îndoiesc de acest chin veșnic îl cunosc pe Dumnezeu. Mă îndoiesc. Au un Dumnezeu inventat sau își aleg din Dumnezeu ce vor ei. Nu înțeleg cât de sfânt și drept e Dumnezeu. Și că iazul de foc e pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu pentru orice păcătos. Pe cât de veșnică e viața veșnică pe care o primesc în dar cei care se încred în Domnul Isus, și atât, pe atât de veșnică e și pedepsa de care au parte necredincioșii. Care au și fost judecați pentru că nu au crezut în numele Domnului Isus și s-au identificat cu fiara, cu lumea asta. Au iubit mai mult păcatul lor și idolatria lor. Matei 25 cu 46 spunea tot Domnul Isus despre cei care vor suferi aceeași soartă cu satana. Atenție! Dacă spui că nu există un chin veșnic, înseamnă că satana va scăpa ușor. Pentru că aceeași soartă pe care o are satana cu ungerii lui, o să o aibă și necredincioși. Asta spune Domnul Iisus în Matei 25. Înseamnă că nici satana nu va fi chinuit veșnic. Va scăpa ușor. Nu asta spune Domnul Iisus cel care ne-a vorbit cel mai mult despre acest chin veșnic. Pentru că el știe cel mai bine. Da? În Matei 25 cu 46 a zis și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică. Iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Pedeapsa veșnică, viața veșnică. Daniel 12 cu 2, încă din Vechiul Testament, se spune că mulți din cei ce dorm în țărâna Pământului se vor scula, e vorba de înviere, unii pentru viața veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Pe cât de veșnică și conștientă e viața veșnică, pe atât de veșnică și conștientă e și pedeapsa veșnică. Asta e ideea. Dacă pedeapsa nu e veșnică, nu durează o veșnicie, nici viața nu e veșnică. Nu avem voie să ne alegem ce vrem noi. Oricine vă spune că veți fi anihilat sau veți dispărea din existență cumva, vă minte. Nu ăsta e mesajul Scripturii. Și asta fac de obicei adventiștii și martorii lui Hova. Mint oamenii că nu există iad. Sub pretextul că Dumnezeu ar fi prea rău dacă ar face asta. Pentru că au un Dumnezeu fals, imaginat de ei, din mintea lor. N-are cum să facă Dumnezeu asta. Dumnezeu a zis că va face asta. Punct. Nu vii tu și îl contrazici pe Dumnezeu. Nu, că n-are cum, că... Nu, Dumnezeu a zis că va face asta. Problema e la tine, nu la Dumnezeu. Nu Dumnezeu e rău. Oamenii sunt răi. Mai repet o dată, nu Dumnezeu e rău pentru că trimite oamenii în iad. Oamenii sunt răi și de-aia sunt trimiși în iad. Dumnezeu e drept, e perfect drept. Și trebuie să pedepsească păcatul. Problema e la noi, la oameni. Suntem atât de obișnuiți cu păcatul, încât ni se pare ceva normal, ceva banal. Nu vedem cât de ofensator e înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că nu-i vedem acum consecințele imediat, instant, atunci când păcătuim, credem că e ceva normal. Nu e normal deloc. Păcatul e o anomalie în creația lui Dumnezeu. Și la fel cum Dumnezeu își va manifesta o veșnicie, gloria, pentru îndurarea de care le-a făcut parte celor credincioși, își va manifesta tot o veșnicie, gloria și pentru mânia de care le-a făcut parte celor necredincioși, pentru sfințenia și dreptatea lui. Asta spune Pavel în Roman, capitolul 9. Așa își descoperă Dumnezeu caracterul și atributele înaintea întregii creații. Caracter și atribute pe care satanul le-a pus la îndoială, Roman 9 de la versetul 22. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea? A suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui. Deci Dumnezeu a vrut să-și arate mânia, să-și descopere puterea și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă despre noi vorbesc, adică despre credincioși. Vasele mâniei sunt cei nemântuiți, vasele îndurării sunt cei mântuiți. În ambele cazuri, Dumnezeu își manifestă gloria, își manifestă caracterul și atributele Lui perfecte înaintea întregii creații. Ca nimeni să nu se mai îndoiască o veșnicie de caracterul Lui. La asta se rezumă totul, la manifestarea gloriei Lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă creației lui. Își descoperă atributele și caracterul. Asta e imaginea mare. Nu există decât o singură scăpare de mânia veșnică a lui Dumnezeu. Isus Hristos și El răstignit. Asta înseamnă să nu te închini fiarei, să te supui lui Dumnezeu, să te supui lui Hristos, să crezi Evanghelia și să asculți de Dumnezeu, să păzești poruncile Lui. Să asculți de Dumnezeu și de Hristos. Asta înseamnă să nu te închini fiarei, să nu iei semnul ei. Să te identifici cu Dumnezeu. Să fii sclavul lui Dumnezeu și al lui Hristos, nu sclavul fiarei și a icoanei ei. Să nu te conformezi lumii acesteia, chipului veacului acestuia. Ori fiara, ori mielul. Fiara sau mielul. Sunt singurele opțiuni. Iar Hristos, mielul lui Dumnezeu, cel neprihănit, a venit și a suferit pe cruce mânia lui Dumnezeu în locul tuturor acelora care se vor încrede în El. Trebuie să crezi că Hristos a suferit mânia pe care tu o meritai pe drept pentru toate păcatele tale la cruce. Trebuie să crezi asta. Că Dumnezeu l-a pedepsit pe Fiul Său în locul tău. Că Hristos cel neprihănit a fost pedepsit ca cel mai mare păcătos. Cum tu trebuia să fii pedepsit. Și astfel, Dumnezeu, prin credință, te socotește drept. Pentru că mânia lui e satisfăcută în Hristos. Hristos e dreptatea ta înaintea lui Dumnezeu. E îndreptățirea ta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai vede nimic de condamnat în tine. Dacă te-ai încrezut în Hristos, dacă crezi că Hristos a murit la cruce pentru toate păcatele tale. Și dacă te încrezi doar în El și în jertfa Lui pentru mântuirea ta. Atât, punct, nimic în plus, nimic în minus. Ioan 3 cu 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Două variante. Crezi în Fiul, ai viața veșnică. Nu crezi în Fiul, ai mânia lui Dumnezeu. Și se va manifesta de plin pură, neamestecată în pedeapsa veșnică. N-ai decât două variante. Așa că orice om e chemat prin Evanghelie să se pocăiască, să se întoarcă de pe calea lumii, să nu ia semnul fiarei, să nu se identifice cu fiara și icoana ei, să nu se supună chipului veacului acestuia, să renunțe la idolatria și religiile lui false, și la ideile lui false despre Dumnezeu și la închinarea lui falsă, să se întoarcă la adevăratul Dumnezeu, la Creatorul Universului și să se împace cu El prin credința în Hristos. Și astfel să fie scăpat de mânia lui Dumnezeu. Altfel, va bea din vinul neamestecat al mâniei lui o veșnicie. Cine crede în Fiul, are viața veșnică. Cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Roman 5 cu 9 spunea Apostolul Pavel acolo, deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, prin sângele lui Hristos, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. De asta avem nevoie să fim mântuiți, de mânia lui Dumnezeu. Avem nevoie să fim scăpați, mântuiți Demonia lui Dumnezeu. Și singurul mod prin care suntem scăpați de mânia lui Dumnezeu e sângele Fiului Său. Doar prin sângele lui Hristos poate omul să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Prin credința în jertfa lui de ispășire pentru păcat. Trebuie să creadă că Isus a murit la cruce în locul lui. Pentru toate păcatele lui. Iar prin această credință omul este îndreptățit instant înaintea lui Dumnezeu a scăpat de mânia lui Dumnezeu. Pentru că s-a ascuns în Hristos. Mai departe, tot același înger, al treilea înger, continuă și spune Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Da? În contrast cu cei care nu păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și iau semnul fiare. Și așa sunt descriși sfinții credincioșii în cartea Apocalipsa, ca unii care păzesc poruncile lui și credința lui Isus. Ca unii care nu se supun chipului veacului acestuia, nu se supun fiarei, de aia fiare o Ei ascultă de Dumnezeu, păzesc poruncile lui și rabdă suferințele și persecuția. Aici este răbdarea sfinților. Chiar dacă fiara îi pune să se compromită, ei nu se compromit, păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus până la capăt. Apocalipsa 12 cu 17. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, adică cu toți creștinii din toată această perioadă, între prima și a doua venire a Domnului Isus, Cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Creștinii sunt rămășița seminței femeii. Și ei sunt singurii care nu se vor închina fiarei și vor scăpa de mânia lui Dumnezeu. În Apocalipsa 13 cu 8 vedem că toți locuitorii Pământului îi se vor închina fiare. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în Cartea Vieții Mielului care a fost înjunghiat. Deci doar necredincioșii se închină fiare. Și ei vor suferi mânia lui Dumnezeu. Și în Apocalipsa 13 cu 10, tot despre Sfinție vorba, Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Adică sfinții se încred în Dumnezeu. Cred că Dumnezeu va face dreptate. Chiar dacă fiara îi moară și persecută în lumea asta. Ei au răbdare. Știu că Dumnezeu e drept. Dumnezeu le va face dreptate. Matei 24 cu 13 spunea Domnul Isus, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Așa sunt descriși toți credincioși, ca unii care rabdă, care au răbdare și nu se compromit, păzesc poruncile lui Dumnezeu până la capăt, în orice circunstanțe s-ar afla. Și doar ei sunt și vor fi mântuiți. Toți aleșii lui Dumnezeu, toți cei scriși în Cartea Vieții Mielului, vor răbda până la sfârșit. Și vor păzi credința Domnului Isus, mărturia lui Isus Hristos, până la capăt. Și ca o concluzie, în versetul 13, citim așa. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, adică de credincioși. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, și faptele lor îi urmează. Ferice de acum încolo, adică din primul secol în care se afla Ioan, în care scrie Ioan, din primul secol în care s-a ridicat fiara și a început să-i omoare pe credincioși. Ferice de acum încolo, în toată această perioadă, dintre prima și a doua venire a Domnului Isus. Ferice de martirii care vor fi omorâți de fiară în toată această perioadă. Ferice de cei care vor muri pentru credința lor și care vor păzi poruncile lui Dumnezeu până la capăt. Pentru ei urmează o digna. Aici au fost chinuiți pe pământ, dar acum urmează o digna. În timp ce pentru ceilalți va urma chinul după moarte. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, care mor în credință. De ceilalți nu va fi ferice deloc. Pentru ei va urma chinul veșnic, pedeapsa veșnică. Ferice de cei care mor în credință. Faptele lor îi urmează, adică ei dovedesc, au dovedit prin faptele lor că aparțin lui Dumnezeu. Au trăit o viață sfântă pe pământ. Au trăit pentru Dumnezeu. Faptele lor sunt o mărturie. Sunt ca o mărturie. Că ei sunt al lui Dumnezeu. Și au iubit aproape ca pe ei înșiși. După moarte pentru ei, urmează fericirea și o digna veșnică. În timp ce pentru ceilalți va urma întristarea și chinul veșnic. Ăsta e contrastul. Faptele tale dovedesc cui îi aparții. Îi aparții fiarei sau îi aparții mielului. Dacă ai crezut Evanghelia, dacă te-ai pocăit, dacă te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu, îți vei aduce trupul ca o jertfă vie. Te vei închina adevăratului Dumnezeu și prin purtarea ta, prin comportamentul tău, prin atitudinea ta, prin gândirea ta, prin faptele tale. Dacă ai crezut cu adevărat Evanghelia, ești o făptură nouă. Ești călăuzit de Duhul Sfânt. Și faptele tale te vor urma după moarte. Vor fi o mărturie pentru tine că ai fost un sfânt al lui Dumnezeu. A celui ce șade pe scaunul de domnie și a mierului. Să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.